Salut, tata mea, numele meu este Murat și bine ți-ați venit la un nou joculeț pe acest canal. Jocul se numește The Amazing Frog. Este vorba de un joc care este cu broaște, un fel de... care este un joc GTA. Ok. E un joc distractiv. Ia uitați cum stau ăștia. Ia uitați, fraților, ia uitați. Este vorba de un joc cu broaște. Dar l-am găsit-o pe Steam, l-am cumpărat de pe Steam. Ce broască! Ia uitați, fraților! Ia uitați! Ăștia se uită la televizor. Da, așa trebuie. Oare pot să închid televizorul? Ce faceți, mă? Ia uitați! Nu stau la televizor. La ce vă uitați? La sport? Nu uitați, oameni buni, să apăsați butonul de like. Ia uitați. Da, ăștia zici că sunt frații mei. Glumeam, fraților. Ok, știu jocul ăsta... E un joc GTA. Dar e un joc foarte distractiv. Poți să conduci mașini. Ok. Ia uitați, am ajuns. Ce faceți acolo? Ce faceți, băieți? La ce vă uitați? Nu vorbiți cu mine? Ia uitați. Ăștia ochelari. Mă... Bă, ce broască. Zbor! Mamă! Ați văzut, fraților, cum s-a distrus mașina? Ce broască! Amă, ridică-te! Ați să luăm mașină, nu știu ce mașină eu. Dacă iau pe asta. Ce faci? Acum pot să iau o mașină acum. Așa. Ia uitați. Cum conduce broasca. Ok. Vreau să sar acum pe rampă. Ia să vedem. Ia uitați. Ce fac? Ei. Asta e un hoț. Ia uite. Ce faci, mă, cu mașina? Acum se ies. Apoi. Ia uite-l. Fuge! Nu mă încoace. Ce faci ăsta? Ce faci, mă? Nu mă încoace. Ce broască. Amă. E un joc cu GTA. E un fel de GTA. Un fel de GTA 5. O să-l numesc GTA 5. Frog, GTA 5 cu broaște. Că vreau să mă duc undeva. V-ați văzut, mamă, ce aici. Nu știu de ce mașina asta este, nu știu de ce volanul ăsta la mașină este dreaptă. Trebuie să stânga, măcar. Că vreau să încerc o scamatorie. Oare poți să lovești oameni? Face asta el. Mamă. Ce l-am lovit? Trebuie să-mi... Ia uite, ăsta e. Domnul! Păcat că nu pot să bat oameni la jocul ăsta. În GTA 5 putei. Mamă. Cum merge broasca asta. Amă, nu mai ca jos. Nu mă încoace. Asta l-am pus la pământ. Oh, ia uitați, fraților! Cum l-am luat? Vino, mă, cu mine!
Scoală-te, bă! Scoală-te! O că vreau să încerc dacă pot să-l arunc. Ia uite ce lecinat e. Nu merge. Aici e un garaj. Ia uite. Măi, vreau să-l bag în mașină. Dar nu merge. Ia uite. Ce joc. A făcut ăștia joc. Mi se pare să te pe șantier acum. Aole, s-a răsturnat și mașina. Oare explodează mașina? Dacă mă duc așa, oare explodează? Ia uite ce alergă broscuța asta. Ia uitați. Fuci, 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 fuci. Amă, te-ai leșinat acum? Ce joc. Ui, ăsta-i hoțul ăla. Mă, stai pe loc. Oare dacă iau mașina, să vedem ce se întâmplă dacă iau mașina. Oare mă prinde poliția? Știți că în GTA 5, dacă iau o mașină, te prinde. Hai, frate. Nu m-a prins. Aici nu știu ce este, wow. Ia să intrăm aici. A, uite, mi-am ales o mașină. S-a răsturnat mașina. Amă, ridică-te. Fort Jim. De proaște, bun. Cred că e sala de sport aia. Ia uitați. Ia uitați, fraților. Oare pot să fac la... Ia uitați, se ridică și la halteri. Amă, ridică-te. Bună, ce faceți? Ia uite și telefon. Aici nu mă așteptam, fraților. Ia uite. Aici e un sală de box. Mi-aduce aminte, fraților, de GTA San Andreas. Știți, cam înainte, de că acum un an am făcut și eu, cred că acum doi ani am făcut și eu o serie de GTA San Andreas. Mi-aduce aminte când intram eu la sala de sport. Ăsta e un rechin. Mamă! Ce caută mă rechin? Bă, nu te duci! Pot să conduc mașina asta? Du-te-mă la o parte! Nu! Aole, e rechinul ăla! Dacă mă duc acolo... Iau! Mi-a venit o idee, fraților! A, uite și un cameraman! Rechinule! Oare pot? Banda rulantă, mi-aduce aminte de GTA San Andreas, când eram în sala, când era jocul ăla în sala de sport. Știți că în GTA San Andreas era sala aia de sport. Care făcea antrenamente. Oare pot să merg pe banda aia rulantă? Încercăm acum. Dă-te! Ce faci? Ce cade ăla de pe banda rulantă? Ridică-te, mă! S-a atinge de perete. Ăsta e domnul antrenor, cred. O, domnul antrenor. Ia uite, o să ne merg pe banda rulantă. Oare, știu că în GTA San Andreas, dacă intrai în sala, dacă intrai în ringul ăla de box, te luptai. Ce broască. Ia uitați. Ce faceți, mă, dansați? Ia uitați. Dacă îl dărâm pe ăsta, tu vii cu mine. Ok, ai vreau să încerc acum. Dar nu merge să iau la doză. Știu că și în GTA putei. Asta ce e? De broaște. Ok.
Nu vă distractiv. Asta e un pește. Ok, vreau să... Nu pot să intru. Mă, te dansează ăștia. Ok, vreau să ies de aici. Chiar în GTA cu broaște. Conduci mașini? E tare că ai și telefon la jocul ăsta. Mi-am ținut aminte de GTA 5. GTA 5, dacă vorbeai la telefon, era ca în viața reală. Cine vă va ținut aminte că am făcut o serie de GTA 5? Știu că am primit multe viziunuri la GTA 5. Asta e cutie poștală. Pare că am ieșit înapoi. Te mă la par. Ia să-i dacă zboară din tun. Mă! Ce tare, interesant jocul. Nu știu ce mașină o să iau acum. Aveți... A, uite, e volanul acolo. Dacă mai distrug și mașini. Hai că iau pe asta. Păi că nu poți să faci misiuni. Păcat că nu poți să faci misiuni la asta. Dă-te mă la o parte. Dă-te mă la o parte, Cipriane. Culmeam, fraților. S-a răsturnat mașina. Ok, vreau să intru aici. Ce e asta? Dă-te mă, ridică-te. Dacă cad, dar asta când merge pe scări. Ce ăsta e muzeu? Comic Theater. Abanam ce e asta, spuneți voi ce e asta. Uuuu! Ce-a căză broasca asta. Pe hai să ieșim. Ia uitați cum merge. Mă zic cam distractiv jocul. Mamă, ce te uiți mă la mașină? Ia mă mașină. Dar s-a făcut prama și apăca că nu explodează când se răstoarnă. Ia uitați. Cui vreau să intru, dar nu vreau să intru pe șantierul ăla. Uite mă. Ia uite. Frozen sună. Vedem, timp. Dar nu cred că merge. Păcă că n-a adăugat și hărți noi. Era distractiv, fraților. Ia uitați cum conduc. Asta ce este? Asta e o statuie. Mi-a venit o idee, ce-ar fi, asta nu știu ce. Mi-a venit, ia uitați, ia uite. Șah. Ce vreau să fac o scamatorie. Ce faceți acolo? Oare poți să iau autobuzul? Dă-te mă! Da, nu cred că merge, nu merge. Ok! Ne-am distrat cu jocul ăsta, ne-am distrat. Ok, cam chem și noi acest episod. Eu am fost Murat și mergem pe data viitoare. La revedere!